Good, thanks God. Thanks to the Greek community, the Greek government. He saved us, he's very good. Thanks to him. Now we'll see what we'll do with our lives. And God bless, God bless. May the God help Ukrainians, refugees, to go back and find a safe safe place for them. And I wish like this will stop. Because the war, if you know, it's a very bad thing for all of us. Not for the people that they are only in the territory that the war takes place. The trip was safe. Thanks again to the Greek embassy. They were very good to us, thanks. And it was safe. They were with us till we reached the borders, the Romanian borders and the Moldavian. And then they left us to the Romanian embassy, the Greek embassy of the Romania. And they were also very good, thanks to the people that they are, this the university. You live in Ukraine or in the world? No, I mean, I am a Greek. I am from Greece. I study in Ukraine. I study. Yeah, I'm a future doctor in the fifth course. Thanks to the people that they accept us with an open heart, we say it in Greece, you know, like the place was perfect. They feed us. We are full. And now we drank coffee. We feel like we are totally safe. Like we forgot about the war. Our minds are to the people that they are suffering till now. Thanks to everyone that was with us till the end. And now it's our time to go back to home. Your name, please? My name is Konstantinos Damianidis. How old are you? I am 23 years old. 23. And in Ukraine from what? Which territory? Dnipro. I was from Dnipro, I traveled to Odessa, and from Odessa we came. But you was there when the moment... Yes, I was there. I had my fiance also with me. I was more afraid for her. Instead of, if she wasn't with me, I would stay there. To see what to do with, I left the apartment, I left everything there back. I need to go back again. I wish like I will go in a small time and okay. Thank you very much. Bună, numiți? Doța Marian Danut. Sunteți din Ploiești? Ploiești, da. Așa, și cu ce motive ați venit aici? Sunt lucruri care nepotului meu i-au rămas mici. Da. Și ne-am gândit eu, fata și soția, să le donăm. Și donați aceste... Pentru că am văzut un reportaj cu un copil în vamă care n-avea șosetuțe în picioare și ne-a marcat foarte tare. Mai ales soția mea a plâns în continuu. Un mesaj de încurajare pentru refugiații care ajung pe teritoriul României? Le doresc multă sănătate, în primul rând, să treacă cu bine peste ceea ce se întâmplă actualmente. Sperăm să fie un deznodământ cât mai rapid în chestiunea asta, când ne ce părere provoacă... aveți în legătură cu faptul că UPG-ul a găzduit 30 de refugiați și are această deschidere pentru refugiați? Foarte bine gândită și cred că a fost un ajutor pentru mulți dintre refugiați, bănuiesc. Da. Sunt foarte mulți. Trebuie să ne gândim să-i ajutăm cumva. Mulțumim și felicitări pentru inițiativă. Doamne, mult drag. Numai bine, să. Of Greek, we escape my native city. We are heading to Greece, to Athens, where we have relatives in a safe place. So for the moment, I know that Odessa is more or less safe, but you never know because already they started bombing the Odessa region. So the Izmail, the territories which they are next to my native city, and I know that in Kherson, it's really bad. So there's more or less stability in Odessa. We never know when it's going to stop. So we're going to stay in Greece. English. Until it gets better. The family, the husband. My husband is on the ship for the moment. His family is in Greece. All my family is in Ukraine. Unfortunately, they have to stay there for various reasons. For the moment, they are safe. They are at home. They are. They have some space. They have a plan where they can go. So, we hope people will go in the streets, especially people from Russia, to stop this in the way that they find. Appropriate for them. If they are afraid of protest, maybe they can stay at home without going to work to show your protest, to show that they are against war. They are still, how to say, rational people, normal people, peaceful people in Russia, not those that they are followers of Putin. Это все наше общее. Спасибо. Слава Украине. Чем мега кума? Куда вы сейчас идете? В Грецию. Греция. Да, спасибо вам большое. Спасибо.
Robert Birou. Ce vârstă ai? 20 de ani. În ce an ești la facultate? Primul an. Primul an? Ai auzit ceva despre refugiații care au venit la OPG? Nu, este prima dată. Au fost 30 de refugiații aici în căminul numărul 1. Care e deschiderea ta vis-a-vis de refugiații care vin aici la OPG? Te simți în siguranță? Ești cumva, nu știu, ai o deschidere pentru a-i ajuta în cazul în care nu se descurcă? Da, clar, o deschidere normal, că trebuie să ne respectăm între noi. Mă simt în siguranță pentru că suntem protejați aici la cămine, la facultate, atât de către gardieni cât și de profesori. Tu, în calitate de student, cum te simți vis-a-vis de tot ce se întâmplă? Contextul ăsta cu Rusia, Ucraina, războiul? Nu e convenabil pentru nimeni, fie că ești student, fie că ești un om mai matur, nu ne convine nimănui. Există repercursiuni, atât pentru noi cât și pentru ceilalți.